Ca să influențeze și pe ea să renunțe la comportamentul respectiv sau cum? Să, da, aș încerca. Să demonstrezi că ești foarte împotrivă. Da, eu aș încerca să-i spun dacă e bine sau nu e bine. Dacă e bine sau nu, depinde de context. Poate îmi place și mie, poate vreau să-mi fac și mie. Simpozionul intitulat Despre mine, despre tine, despre alegerile noastre pentru viața noastră a prins mai ales în rândul tinerilor care astfel au avut posibilitatea de a discuta despre ceea ce le oferă viața și modul în care ar trebui să primească aceste lucruri. Este necesar să fim prezenți astăzi aici, deoarece trebuie să vedem ce înseamnă o alegere în primul rând. Pentru că titlul se numește Despre noi, despre alegerile noastre pentru viața noastră. În fiecare zi ne confruntăm cu alegeri, cu tentații. Totul este o tentație, inclusiv prezentarea la acest proiect. Cred că la vârsta adolescenței cea mai importantă alegere este alegerea unei cariere, deoarece aceasta influențează toată viața, dar și alegerea unui anturaj. Este foarte important, deoarece în cadrul acestui anturaj putem să deviem de pe drumul nostru care la început părea a fi bun. Prin consumul de alcool, prin consumul de droguri sau tutunul, care sunt principalele tentații la această vârstă, cred că astfel ne distrugem într-un fel sau altul comportamentul și corpul. Simpozionul s-a desfășurat pe două secțiuni, participând indirect și tineri din alte țări. Se pare că a fost o temă interesantă, pentru că am primit peste 140 de lucrări pentru cele două secțiuni ale simpozionului, secțiunea ESEU și Arte Plastice, atât din țară cât și din străinătate. Am primit lucrări din Suedia, din Italia, din Australia, din Republica Moldova. Vreau să vă spun că ideea a pornit de la faptul că cel mai important element care trebuie învățat în perioada adolescenței este responsabilitatea. Și trebuie să-i determinăm pe tineri să accepte consecințele. Pentru a da o notă de sărbătoare întregii activități, finalul a aparținut unor eleve ale liceului care au susținut un scurt spectacol de colinde. Din crivățul dezlățuit, noi colinde.